Șapte oameni au scăpat cu viață după ce mașinile în care se aflau s-au lovit frontal pe drumul național 67 în localitatea Meriș. Accidentul s-a produs după ce unul din conducătorii autoi s-a făcut rău la volan și a intrat pe contrasens într-o curbă periculoasă. Șoferul și pasagerul din dreapta au rămas încarcerați. Toate victimele au fost duse la spitalul din Motru pentru îngrijiri medicale. De pompier Motru a intervenit la un accident în rotier produs pe raza localității Meriș. Au fost șapte victime, dintre care două, două victime au fost încarcerate. Au fost descarcerate și transportate la Saj motor. Victimele au ajuns la spitalul din Motru pentru îngrijiri medicale. Bărbatul căruia i s-a făcut rău la volan a fost cel mai grav rănit. Pe DN67, în afara localității Meriș, conducătorul unui autoturism marca Citroen a pătruns în mod nejustificat pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune cu un alt autoturism ce circula regulamentar. Din accident a rezultat rănirea celor doi conducători auto, cât și a altor cinci pasageri din cele două autovehicule. Traficul între Motru și localitatea Florești din Mehedinți a fost blocat aproximativ 3 ore.